Bună ziua! Ne aflăm la adunarea generală a colegilor medicilor din România și l-avem alături de noi pe domnul președinte al Colegiului Medicilor din România, domnul Vasile Stărăstoaie. Vă rog să ne spuneți, domnul profesor, câteva cuvinte despre această adunare generală. Adunarea generală este ocazia cu care reprezentanții din fiecare județ stabilesc o dogmă în ceea ce privește profesia, iar anul acesta am discutat despre nevoia de schimbare în ceea ce privește relația medic-pacient, care este determinată de evoluția societății pe de o parte, dar în același timp de evoluția patologiei pe de altă parte, pentru că relația directă medic-pacient, în care pacientul era pasiv și ascultat de medic și medicul era dominant, dar avea autonomie profesională, s-a schimbat prin să spunem, scăderea morbidității prin bolile acute infecțioase și creșterea morbidității prin bolile cronice determinate și de progresul științei. Și atunci paradigma trebuie să se modifice. Dacă focusul era înainte pe boală, acum focusul trebuie să fie pus pe prevenție plus boală. Dacă înainte era relația directă medic-pacient, acum trebuie să fie relația între echipă medicală, pentru că bolile cronice necesită o echipă care să îngrijească, o echipă medicală care trebuie să fie activă și să aibă încredere în pacient, pe de altă parte pacientul care trebuie să fie informat și să participe. Cu alte cuvinte, trecerea de la complianță, adică încredere și a urmări ceea ce spune medicul, la congruență, adică cele două părți împreună stabilesc un plan terapeutic în care trebuie să țină cont nu numai de boala respectivă, ci și de determinanții acelei boli, starea economică, starea socială, gradul de educație, instrucție, civilizație, deci politici intersectoriale pentru a proteja sănătatea. În urmare, relația medic-pacient devine mult mai complexă pe bază de dialog, pe baza mai multor factori psihologici, emoționali? Da, este deja complexă și ea rămâne, deci, filonul principal care este al profesiei medicale, dar devine complexă și intervin și alți factori, nu numai medicul. Asta a fost și rațiunea pentru care la adunare a participat Ministrul Educației și Cercetării, Ministrul Învățământului Superior, Mihnea Costoiu, cât și Ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, și în viitor vor trebui să participe și factori care țin de comunitatea locală, de comunitatea centrală, decidenții care trebuie să construiască politici intersectoriale, să nu lase numai pe baza sistemului de îngrijiri medicale, starea de sănătate, pentru că sănătatea este mai mult un concept mult mai complex decât îngrijirea medicală. Sănătatea înseamnă că ai o stare de bine fizic, psihologic, cultural, economic, nu numai strict că sunt bine și că n-am o boală. Sănătatea înseamnă că am o stare de fericire. Vă mulțumim! Totodată la această conferință au fost lansate mai multe cărți, printre care Dileme etice la finalul vieții. Domnul doctor, sunteți editor în această carte, pentru această carte, și în ea se vorbește despre transplantul de organe și aspectele etice și juridice privind consimțământul pentru donarea de organe. Se afirmă că asistăm la o veritabilă criză de organe pentru transplant, ce constituie o problemă acută de sănătate publică. În aceste condiții, foarte multe transplanturi provin din China, care, se știe, este un regim comunist. Iar ziarul nostru, The Epoch Times, ziarul internațional The Epoch Times, a raportat despre abuzurile regimului comunist chinez, despre recoltarea forțată a organelor pe viu, în special de la prizonieri de conștiință, deținuți politici de conștiință, cum ar fi reporteri, luptători pentru drepturile omului, practicanți Falun Gong, tibetani, uiguri. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Deci, asta este o dilemă importantă în epoca contemporană. De aceea e, pe de o parte, goana după organe. Există o presiune
care este deseori susținută prin factori emoționali în societate. Spune să salvăm o viață. E normal, da, salvăm o viață. Dar cum o salvăm? Nimeni nu-și mai pune întrebarea. Traficul de organe în acest moment este un pericol, după opinia mea, mult mai mare decât traficul de droguri. Mult mai mare, pentru că deja aici se încalcă demnitatea unei persoane. Ori demnitatea este ceea ce ne definește și dacă vedem toate declarațiile și declarația universală a drepturilor omului începe cu demnitatea. Dar cum protejăm noi demnitatea? Transplantul s-a încercat și la un moment dat s-a reușit să se transforme într-un simplu act tehnic, eliminându-se ceea ce înseamnă dimensiunea etică. Și după opinia mea însăși, definiția morții cerebrale este o definiție tehnică. În goana după transplant, după organe pentru transplant, fiind o diferență de 10 la 1 între cerere și ofertă, transplantologii au introdus aceste criterii ale morții cerebrale. Este ea însă o moarte reală. Știm noi că, într-adevăr, persoana care este ținută în moarte cerebrală ca să se recolteze organele, chiar nu mai are sentimente, faptul că nu le poate exprima, nu mai simte durerea, faptul că nu se exprimă, oare este realitate? Deci este deja o problemă care este strict etică. În această goană, abuzurile, dacă nu există conștiință etică și dacă nu există reglementări care se plece de la etică, abuzurile sunt deschise. Și ceea ce se întâmplă în China, și nu numai în China, acolo, deci eu nu știu dacă facem investigații chiar în țări care nu există dictatură comunistă sau regim autoritar, dacă nu cumva și în alte țări, sub un anumit aspect, nu apar astfel de abuzuri, ceea ce se întâmplă în China confirmă că, de fapt, știința fără conștiință nu este altceva decât începutul sau finalul societății umane, a societății umane, a umanismului. Ceea ce se întâmplă acolo este, de fapt, vârful icebergului, pentru că mult de ce în subsol nu știm ce se petrece, și de aceea poziția noastră este clară. Transplantul trebuie să fie supravegheat de societate. Transplantul trebuie să se desfășoare după reguli etice, chiar dacă trezesc reacții inclusiv în lumea medicală. Se spune viitorul științei. Nu tot ce este posibil din punct de vedere științific este și acceptabil din punct de vedere moral. Și atunci un echilibru între progresul științei și mersul societății nu poate să-l facă decât criteriu etic, și criteriu etic trebuie să fie umanist. Stăm cu brațele încrucișate și vedem cum sunt executați oameni sau cum de la oameni pe, să spunem, pe acest principiu utilitarist, că spunem salvăm alte vieți, fără să ne gândim ce se va întâmpla cu noi. Ce este mult mai grav este că noi fetișizăm un concept acum, statul de drept. Și conceptul relativism, renunțăm că dreptul natural, dreptul la viață, dreptul la demnitate este deja în ființa noastră și nimeni nu îl poate încălca. Și atunci spunem statul de drept, respectăm legile, nu? Asta înseamnă statul de drept. Dar legile statului trebuie de fapt să protejeze libertatea, și libertatea este cea care definește în continuare demnitatea. Orice stat, și statul comunist chinez, se poate apăra că dă o lege și spunem, suntem un stat de drept, la noi legea se respectă și alți funcționari de la tot felul de organisme care spun că apără drepturile omului sau drepturile cetățenilor, spune, nu s-a încălcat statul de drept, aceea este lege, uitând că de fapt comunismul s-a dărâmat nu din cauza unei crize economice. Mesajele privind drepturile omului au fost cele care au zgâlțit, pentru că asta este aspirația naturală a omului. Ați subliniat foarte bine faptul că, de fapt, știința sau chiar salvarea vieții omenești nu poate fi, de fapt, o adevărată salvare fără principiul moral, fără principiile etice.
cum, de exemplu, am putea să prelevăm, cum am putea să facem o operație de transplant, știind că acel organ vine de la o persoană care nu și-a dat consimțământul sau care a fost forțată să stea într-un loc închis și abuzată în acest mod. Dar o persoană, și o întrebare, o persoană care își vinde organul, oare acolo consimțământul este chiar un consimțământ informat, oare asupra ei nu este presiune economică, vede că îi moare familia de foame și atunci preferă, spunem, vând un rinichi. Oare asta este un consimțământ care noi putem să-l acceptăm că este moral? Atunci de ce? Dacă ne uităm, nu, Cozet acolo și-a vândut pentru copilul ei, și-a vândut părul, și-a vândut dinții, omul face sacrificii pentru celălalt. Este acceptabil din punct de vedere moral? Asta este altă problemă care se poate pune, exact. În raportul Kilgore-Matas, recoltarea forțată de organe la practicanții Falun Gong și cealaltă carte, State Organs, al lui Kilgore-Matas, care sunt doi investigatori canadieni, s-a pus clar problema provenienței organelor din lagăre de concentrare, din prizonieri de conștiință din China. Și se pune problema. Donarea și transplantul de organe este treptat din zona de interes periferică și vine în zona centrală de interes a oamenilor, dobândind o potențială relevantă, relevanță pentru fiecare individ. În acest context, e important să familiarizăm fiecare individ despre etica dobândirii organelor pentru transplant din țări aflate sub regim totalitar. Cum credeți că putem face acest lucru sau sensibiliza românii vis-a-vis de latura etică a proveniției organelor? Eu aș spune că în acest moment românii sunt mult mai sensibilizați în ceea ce privește etica recoltării organelor decât poate alții din Uniunea Europeană, pentru că noi aici am avut niște confruntări, ca să spunem așa, la baionetă cu cei care practică și lumea încet, încet s-a lămurit și a basculat spre o parte sau spre cealaltă, dar dezbaterile au fost intense. Pe mine ceea ce mă șochează este faptul că pentru tot felul de fleacuri există recomandări, dar cei care se declară apărători ai drepturilor omului, cum este Uniunea Europeană, etc., aici păstrează o tăcere. Au fost mai interesați, să spunem, de rezultatul unui referendum în România decât rapoartele canadiene cu privire la abuzurile făcute în China. Au fost mai interesați, chiar ONU, au fost mai interesați de alte probleme și au fost mult mai prudenți să nu supărăm China, pentru că pe un materialist și un pragmatist de acesta excesiv, concesiile sunt făcute de marile democrații. Fără supărare, aș fi vrut să văd aici niște reacții la nivel guvernamental, niște reacții ferme, nu povești că o să aflăm, să văd anchete internaționale care să încerce să pătrundă acolo și să afle adevărul, nu anchete făcute sub acoperire din niște oameni care își poate își pun și viața în pericol pentru a afla adevărul. Încât este o mare ipocrizie chiar la cei care se declară democrații sau democrațiile avansate, pentru că dacă China este o forță economică, dacă China este o piață de desfacere, dacă China, atunci trebuie să aplicăm un dublu cântar. Pentru cei care sunt și nu avem interese economice, atunci le punem niște restricții la sânge, pentru ceilalți, atunci mai închidem ochii, mai suntem îngăduitori, dar pentru cei care practică o asemenea politică, să nu uite că și Hitler tot așa a ajuns la putere, că și Stalin a stat tot așa la putere pe acest pragmatism politic și că milioanele de victime care au fost sunt pe conștiința lor, nu pe conștiința noastră. În urmare, o anumită opinie generală care circulă cum că China e departe, chinezii sunt prea mulți, de ce ne interesează așa de mult ce se întâmplă în China, nu se susține această opinie, falsă opinie generală.
Păi atunci, dacă practicăm darwinismul social și practicăm eutanasia socială și spunem dacă sunt prea mulți, se împușcăm, numai bine că ne acoperim nevoia de organe, putem să, pe un asemenea principiu, putem spune că chiar sunt împușcați prea puțin și că se ia prea multe, că organe avem nevoie și după aceea o să spunem China e prea mult, dar ia să vedem, România nu ne place și atunci hai să luăm și din România, pentru că se poate acest lucru dacă s-a putut în China, de ce nu s-ar putea în România, de ce nu s-ar putea în altă parte și încet, încet abandonăm principiile care de fapt au dat viață democrației și libertății și aplicăm pragmatismul. Care este responsabilitatea parlamentarilor medici, domnul doctor, și tot a fost adunarea generală a medicilor din România? Cum vedeți dumneavoastră această responsabilitate a lor? Responsabilitatea lor este dublă față de altor parlamentari, pentru că ei lucrează în sistem, știu ce se întâmplă în sistem și au și pârghia de a încerca să facă schimbări în sistem. Asta este rațiunea pentru care cei care nu participă la acțiunile colegiului vor fi sancționați. Până acum a fost o politică de toleranță, dar acum, în momentul în care se vorbește despre o reconstruire a unui sistem de sănătate, nu numai a unui sistem de îngrijiri în sănătate, ei trebuie să înțeleagă că, în primul rând, sunt medici, fac parte din corpul medical, legile corpului medical sunt deasupra legilor temporale și sunt deasupra directivelor de partid și au posibilitatea de a alege. Vor să fie politicieni și să nu mai fie medici, libertatea lor, dar atunci nu vor mai profesa. Vor să fie și medici, atunci trebuie să respecte ceea ce corpul profesoral decide și ei trebuie să fie parte la această decizie, să fie împreună cu colegilor, pentru că fără supărare mulți dintre ei și-au dobândit calitatea de parlamentar, au obținut voturile tocmai pentru că erau medici și populația a înțeles acest lucru și fiindcă au fost susținuți de colegilor care erau medici și care sunt, de ce să nu spunem, lideri de opinie în comunitatea în care lucrează. În urmare, este nevoie de o responsabilitate mai mare din partea lor. Este nevoie de responsabilitate. Responsabilitatea nu este mai mare sau mai mică. Ceea ce fac ei este iresponsabilitate. Pentru că dacă există responsabilitate, atunci ar ști că trebuie să reconstruiască împreună cu noi relația medic-pacient. La această conferință, cum vi s-a părut prezența mass media? Cum ar putea fi mass media mai responsabilizată și mai responsabilă? Cum vedeți acest lucru? Ca de obicei, în România, mass media exprimă starea societății și dacă societatea cere ceva, mass media îi dă ceea ce dorește. Cu alte cuvinte, mass media, dacă vine ministru, stă cât a vorbit ministru, după care pleacă și ceea ce aș dori eu ar fi ca să existe o responsabilitate socială, dar care să nu fie impusă prin lege. O responsabilitate socială a mass media în care fiecare care lucrează acolo, lăsați deoparte patronii, fiecare chiar să creadă în etica profesiei, să transmită mesaje pozitive și în același timp să aibă răbdarea de a asculta doleanțele fiecărui segment din societate și în loc să creeze o cultură conflictuală bazată numai pe știri senzaționale, să încerce să armonizeze printr-o construcție care să fie coerentă. Dacă fiecare ziarist ar subiectiva mesajele profesiei de ziarist, așa cum fiecare medic trebuie să subiectiveze mesajele profesiei de medic, eu zic că societatea ar fi altfel, pentru că informații corecte și informații de substanță ar fi transmise către societate și societatea încet, încet s-ar adapta la astfel de mesaje și n-ar urmări numai să vadă câte persoane au fost ucise, câte violate, câte accidente
accidente, câte incendii și cum s-a certat X cu Y. La ce să ne așteptăm bun și promițător pentru noua lege a sănătății? Nu știu, în acest moment de-abia se discută și am prins în 23 de ani 24 de miniștri, fiecare a avut proiectul lui de lege, din acestea puține s-au aplicat și datorită lipsei dialogului se vede rezultatul. Niciuna n-a fost bună pentru că a fost făcută pe genunchi. Eu sper ca în construcția unei noi legi să existe dialog, dialog între toți actorii, dialog cu cetățenii, pentru că o lege a sănătății este la fel de importantă ca și Constituția. Interesează absolut pe toți cetățenii, că acum ești sănătos, dar mâine ar putea să fii bolnav. Și chiar dacă nu ești bolnav, ai nevoie de acest sistem, pentru că el este în construcția statului. Și atunci o lege, în primul rând, ce cred că trebuie să fie acceptabilă și acceptată de către majoritatea, dacă nu de către toți cetățenii, pentru că dreptul la sănătate este un drept fundamental și el trebuie să fie protejat printr-o lege care să nu creeze inechități și inegalități.